Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Cafenelei Culturale. Astăzi ne aflăm la Teatrul Clasic Ioan Slavici. Bine, nu la Teatrul Clasic Ioan Slavici, în altă parte ne va zice Bogdan Costea, managerul teatrului pe care l-am alături de mine, unde ne aflăm, ce este aici. Și vom vorbi despre Festivalul Internațional de Teatru Nou, un eveniment mult așteptat de arădeni și nu numai de arădeni, care iată revine după câțiva ani de pauză, dar vom vorbi și despre proiectele pe care le are Teatrul Clasic Ioan Slavici în perioada următoare. Bine ai revenit la Cafeneaua Culturală, Bine, Bogdan. Bine te-am regăsit și îți mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc că vă îngăduiți timp de câteva zeci de minute să ne ascultați. Da, Corina. Spuneam că ne aflăm într-un loc mai special la Teatrul Clasic din Arad. Vorbim de Festivalul de Teatru Nou și atât suntem într-un loc nou. De câți ani nu a mai fost Festivalul de Internațional de Teatru Nou la Arad? Din ce mi-amintesc eu, din 2019, greșesc? Nu greșește. A fost 2019 ediția cu numărul 7. Atunci nici nu știam ce ne va aștepta, atât din punct de vedere a pauzei forțate, cât și din punct de vedere a faptului că vor veni niște condiții economice, să zicem, puțin mai limitative. S-a întâmplat ca în 2020, cum bine știm, ca evenimentele importante, chiar spectacolele de teatru uzuale să fie puse într-un stand-by, urmând ca după ce s-au consumat episoadele de pandemie drastice și viața revenită normal și celelalte obiceiuri dinainte de 2020 să își revină. Noi n-am luat-o niciodată, am luat-o cătinel, pentru că probabil că așa se întâmplă lucrurile bine făcute și nu vreau să parafrazez pe nimeni aici, și așa mi-a ieșit exprimarea, sintagma, să avem în 2023 ediția cu numărul 8. Iată, e o pauză, dacă numărăm bine, de 4 ani de zile. 4 ani de zile, da. Da. Festivalul de Teatru Nou, ca și oferta Teatrului Clasic, este un festival practic atipic pentru ceea ce Teatrul Clasic reprezintă, respectiv o ofertă generoasă în ceea ce privește spectacole de teatru nou. Dar de fiecare dată, de fiecare dată atunci când am făcut o referire și am discutat despre Festivalul de Teatru Nou, am spus că este o bună oportunitate pentru teatrul nostru ca să deschidă noi perspectiva asupra publicului care vine să vadă alt tip de teatru decât teatru clasic și, bineînțeles, să ne ofere nouă varianta montărilor pe texte contemporane sau texte experimentale. Iată, în acest fel, publicul a deschis, ca să spun așa, o nouă variantă de a percepe spectacolul de teatru, astfel încât și strategia noastră repertorială s-a axat pe spectacole care au la bază texte contemporane. Așadar, o oportunitate pentru foarte puține teatre din România sau din lume de a avea două festivaluri cu două specificații distincte, clasic și nou, contemporan, hai să spunem, teatru experimental sau teatru într-o formă de expresie altă decât cea pe care o știe publicul larg, respectiv textele de tradiție, textele majore ale teatrului românesc și universal. Așadar, e o bucurie că ne revedem în 2023 cu ediția cu numărul 8, o ediție puțin prescurtată de celelalte care s-au întâmplat în anii precedenți. De ce? Pentru că ea, față de edițiile de Festival de Teatru Clasic, propune o rețetă cu spectacole de mici dimensiuni, ca și anvergură a felului în care sunt montate, cum de asemenea se adesează unui public de nișă, spectacole de sală studio, spectacole cu publicul pe scenă, mai rar spectacole cu publicul în sala mare, în scenă, cu scenă italiană. Ediția din acest an se desfășoară sub titulatura de traiectorii. Da, de ce traiectorii? Am fost convins că o să mă întreb treaba asta, adică nimic imprevizibil. Nu în sensul că tu n-ai nimic imprevizibil, ci în sensul că, da, este o explicație. Ne dorim ca aceste traiectorii să convergă spre Arad și Aradul să se regăsească în ceea ce privește oferta cu acest festival, Festivalul de Teatru Nou. Traiectoriile vin în primul rând de la cele concrete, pentru că sunt teatre care vin din zona de sud, de sud-est, din nord-vest, din centrul țării, cum vin și spectacolele două la număr din Italia și Macedonia. Am căzut de acord cu echipa mea ca această titulatură din acest an să capete această, să zic, acest subtitlu, Traiectorii, așa cum spuneam, pentru că Aradul să fie un centru important la momentul 24-28 mai pentru cei care își găsesc traiectoria spre zona Aradului. Vorbim de 12 spectacole.
În unele zile avem două spectacole, în alte zile trei spectacole. Aș vrea să vorbim puțin despre selecția din acest an. Da, selecția din acest an, în primul rând, a fost grevată de faptul că limitele bugetare au fost cele care le avem, le decim, inclusiv felul în care ne-am alcătuit rețeta festivalului a fost influențată de acest lucru. Sunt practic spectacole valide, sunt spectacole montate de către regizori în vogă, regizori cu nume. Unii chiar au fost regizori care au montat la Teatrul Clasic Ioan Slaviș din Arad. Și mă refer aici la Leta Popescu, care este una dintre ultimele regizoare care a montat un spectacol la Arad în decembrie 2022. Horia Suru se mai regăsește pe afișul festivalului ca regie și propunere de spectacol, Cristi Juncu și Bobby Pricop. De asemenea, de data aceasta am inclus și un spectacol care poartă semnătura regizorală lui Cristian Ban, Teatrul de Nord din Satu Mare. Vine cu una dintre cele mai noi producții, Nuntă în Oaș, în care regizorul aradean Cristian Ban a pus semnătura regizorală. Cât de important este, că vorbeam de festivalul de teatru nou și de faptul că aduce un suflu nou în Arad, cât de important este un astfel de festival pentru o comunitate, pentru publicul din Arad? Eu cred că în primul rând este elementul de noutate, chiar dacă este conținut în titulatura festivalului. Este noutate, de ce? Pentru că întotdeauna un teatru sau o companie teatrală sau o asociație independentă sau diverse forme de manifestare teatrală vine cu o propunere în care să stârnească, să provoace și să aducă elemente de noutate în textul pe care îl aleg, în echipa artistică pe care au hotărât să o folosească, cât de asemenea și spre a își îmbogăți repertoriul personal, repertoriul propriu. Este important acest lucru. De ce? Pentru că, în primul rând, este un moment al unei analize vis-a-vis, analize, bine, nu sunt la o masă, ci oarecum printr-o comparație, pentru ca să vezi în ce moment te afli tu ca teatru, ca și ofertă pe care o ai pentru publicul tău și cum rezonează publicul la ceea ce îi propui cu proveniența din alte teatre. Așadar, eu cred că, în primul rând, oamenii trebuie să înțeleagă că e o oportunitate să vezi niște spectacole al altor teatre în Arad. Este o oportunitate ca un festival să existe pe mai departe. De ce? Pentru că el poate să fie mai valoros sau mai puțin valoros într-o ediție, funcție de mai multe elemente care ajută sau nu să-ți faci selecția pe care ți-o dorești. Pentru că nu ascund faptul că de multe ori lucruri pe care ne le dorim inițial nu se pot întâmpla, atât din motive administrative, cât și din motive financiare, cât și din motive temiri de care, chiar și tehnice, în care, să zicem, un spectacol pe care ți-l dorești la Arad și se monteze pe scena mare a Teatrului Național din București nu poate să fie susținut în scena mare a Teatrului Clasic Ioan Slaviș din Arad. Și atunci, deja, aceste impedimente influențează asupra selecției finale, cum de asemenea există și soluții, să zicem, pentru anii viitori sau pentru situații excepționale în care putem să vedem spectacole la Arad. Dar ceea ce vreau eu să remarc în mod deosebit este faptul că oferta unui festival este demnă de a fi băgată în seamă de orice fel de categorie de public, pentru că poate să-mi placă un spectacol sau poate să nu-mi placă un spectacol și pot, prin comparație, să gândesc că o producție de la Arad poate să fie mai bună, poate să fie mai puțin bună, cum de asemenea există o soluție implicit privind gustul. Și gustul poate să fie format și de către o selecție a unui festival sau poate să fie influențat prin felul în care publicul poate să vină să vadă un spectacol la noi sau să îl critique. Că spuneai de tot felul de, nu neapărat probleme, impedimente, situații, exact. Mi-amintesc că în anii trecuți unele spectacole se jucau și în afara teatrului. Da. Anul acesta nu v-ați gândit la această variantă? Da, există și această componentă a acestui festival, cum că el se poate desfășura în spații neconvenționale. Acum, de multe ori, la momentul în care ai disponibilitatea logistică să faci treaba aceasta în interiorul unei instituții foarte permisive din punct de vedere a spațiului și în același timp te gândești că și un public cât mai larg trebuie să vizioneze spectacolul sau sunt considerente de ordin de programare și, să zicem, un titlu nu poate să rămână pentru un public mai numeros pentru două sau trei zile astfel încât să fie văzut de mai mulți, atunci te gândești în primul rând la facilul care ți-l oferă locația ta și atunci apelezi la treaba asta. Dar e adevărat, există și posibilități ca un spectacol de teatru să se desfășoare în spații deschise sau neconvenționale sau chiar hale
sau chiar spații care sunt dezafectate sau părăsite, funcție și de ceea ce îți propune producătorul sau teatrul care vine. Ce spectacol sau ce spectacole crezi că vor avea așa un succes răsunător? Eu știu de un spectacol despre care am auzit foarte multe și mi-au spus foarte multe persoane deja că vor să-l vadă. Vorbesc de Mihaela Runceanu, Cele șapte morți ale Mihaelei Runceanu. Foarte multă lume mi-a spus că vrea să-l vadă, probabil pentru că este un spectacol care a fost foarte popularizat, s-a făcut foarte multă reclamă. Nu știu, în afară de acest spectacol despre care am auzit și despre care mi s-a spus. Da, n-am început cu asta, dar fac, ca să spun așa, o mică paranteză. De ce? Pentru că poate cei care ne privesc și ne vor privi își pot da seama că de data aceasta ne aflăm în locația Teatrului Clasic Ioan Slaviș, dar nu în interior și sub acoperiș, ci pe acoperiș. Exact. Am ales această locație și ca element inedit, pentru că teatrul, odată ce a ajuns la stadiul de dare în primire privind lucrările de renovare, am folosit și, să spunem așa, o alternativă în felul în care ne alcătuim filmarea și am propus Corinei să facem lucrul ăsta. De asemenea, și Marius a fost de acord. Nu a fost chiar ușor să urcăm pe acoperișul teatrului, dar cu siguranță suntem pe acoperiș și la propriu și suntem la înălțime, pentru că aici practic arătăm și Aradul și cred că ne bucurăm să-l vedem și din perspectiva aceasta. Exact. Bun, acum să revin la întrebarea ta. E adevărat, există niște capete de afiș, nu neapărat prin nume de actor sau numele de regizor, dar sunt niște lucruri care sunt câștigate prin faima care și-a câștigat-o fiecare reprezentație sau fiecare spectacol în parte. Da, e vorba de Cele șapte morți ale Mihaelei Runceanu, care este un spectacol care deja din titlu atrage, pentru că exact. E vorba de o cântăreață care a dispărut într-un mod tragic, o cântăreață în mare vogă la acea vreme, anii 80. Exact, îmi amintesc de spectacolul Janis Joplin, care a fost în Festivalul de Teatru Clasic, la fel, sală plină, în ambele serii a fost sală plină, tot așa, pentru că era numele în titlu. Da, de multe ori oamenii nu înțeleg că un spectacol poate fi mai bun dacă titlul nu atrage, dar în același timp poate fi și bun, și prin faptul că titlul atrage, dar poate fi și mai puțin bun dacă titlul este exact. Cel care sună foarte bine și zic vreau să mă duc să văd acest spectacol. Da, aici întâmplarea fericită este că spectacolul are toate elementele care ne justifică să credem că acest spectacol este un spectacol bun. În primul rând, poartă semnătura regizorală a Catincăi Drăgănescu, iar Teatrul Apollo 110 din București, un teatru, o companie independentă, este un spectacol care a produs pe bandă producții interesante, care a suscitat atât interesul criticii cât și publicul ce l-au vizionat și, de asemenea, prin faptul că s-au adeverit prezențele în festival. Eu aș mai îndrăzni să spun că există încă un spectacol care la momentul acesta este sold out și face parte dintr-o trilogie, și nu e vorba de trilogia minelor, este vorba despre Fiul. Fiul a cărui semnătură scriitoricească poartă același autor care a scris și Tatăl, pentru că e vorba de Tatăl, Mama și Fiul. La noi am sărit peste mama, am trecut de la Tatăl la Fiul. Tatăl, spectacolul produs de Teatrul Clasic Ioan Slaviș, cu Ovidiu Ghiniță într-un rol magistral, în rolul titular. Iar aici vom putea să urmărim povestea și din perspectiva unui fiu care este abandonat, să zicem, de tată pentru că își alege o altă familie, iar toată trauma aceasta pe care o trăiește fiul este practic dusă mai departe de către acest personaj, care în realitate este chiar băiatul actorului Richard Balint. Împreună emoțiile sunt dublate pentru acești doi interpreți. Băiatul, am văzut spectacolul la premieră, a fost foarte bine în rolul acesta. De data aceasta, emoțiile cele mai importante le-a avut mama, care era în public. Spectacolul, da, este un spectacol răvășitor pentru că propune o temă extrem de actuală a faptului că de multe ori întâmplările reale ale vieții sunt imposibil de a fi oprite și reflexia asupra ceea ce se întâmplă în cadrul membrilor familiei poate fi una hotărătoare și chiar maladivă. Zicea și de trilogia minelor, care sunt cele trei spectacole care încheie festivalul de teatru nou, nu-i așa? Trilogia minelor este un șir, o serie de trei spectacole, e vorba de Flori de Mină, Beznă de Mină și Apă de Mină, în regia aceluiași regizor artistic Horia Suru, iarăși un nume care a montat la Arad Don Juan se întoarce de la război.
Și unde o echipă formată din actori ai Teatrului Bucureștene, reuniți sub cupola Teatrului Dramaturgilor din București, face un tur de forță, pentru că pe parcursul a nici mai mult, nici mai puțin 4 ore și jumătate, ei vor juca cele 3 spectacole cu câte o pauză de jumătate de oră între ele. Eu îndemn publicul să vină să le vadă pe toate 3, nu pentru că ar avea legătură neapărat unul cu celălalt, ci pentru ca să vedem performance-ul la care sunt actorii supuși, să își probeze atât calitatea artistică, talentul, cât și anduranța. De asemenea, la momentul în care am antamat aceste spectacole, bineînțeles că întrebarea numărul 1 a fost: puteți să jucați toate 3? Da, spectacolul a fost gândit și în felul acesta. De obicei, în București se joacă în 3 seri consecutive și a prins spectacolul. Iar Horia Sur a fost chiar premiat cu premiul Uniter pentru cea mai bună regie artistică în anul 2022 pentru acest spectacol. Am punctat ce este mai important legat de Festivalul Internațional de Teatru Nou. Spuneam în prezentare că aș vrea să vorbim puțin și despre proiectele Teatrului Clasic Ioan Slavici. Dacă aveți în curs de pregătire premiere pentru perioada următoare sau pentru toamnă, și despre un proiect pe care voi l-ați câștigat în cadrul programului Timișoara Capitală Culturală Europeană în sesiunea lor de finanțare GROW. Știu că este vorba despre un spectacol, o coproducție, dar îmi spui tu mai multe. Da, în urmă cu aproximativ 2 luni și câteva zile, Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara a anunțat proiectele câștigătoare cu finanțare la mai multe secțiuni, în care Teatrul Clasic Ioan Slavici, alături de Teatrul German de Stat din Timișoara și Teatrul Maghiar Cichi Gherghei din Timișoara, au fost declarate câștigătoare pentru acest proiect, care se numește Reflexii, Reacții și Reeducări, în care noi vizăm faptul ca un segment de teatru educațional să fie cuprins în ceea ce înseamnă această producție, coproducție în formulă de 3. Elementele constitutive câștigătoare care ne-au făcut să devenim aleși au fost, în primul rând, caracterul multicultural, de asemenea angrenarea unor parteneri locali ai municipiului Timișoara, un subiect care să fie practic al zilelor noastre din actualitate și din viața de zi cu zi al elevilor, și de asemenea modalitatea de dezvoltare și desfășurare a proiectului. În perioada lunii august, o echipă formată din actorii Teatrului Clasic Ioan Slavici împreună cu actorii Teatrului Maghiar din Timișoara și Teatrul German vor lucra la construcția acestui proiect sub bagheta regizorală a unui tânăr, foarte tânăr regizor, de data aceasta într-o formă de învățământ master la Facultatea de Arte din Târgu Mureș. Se numește Armin Ritz, este cetățean sârb de naționalitate maghiară, care am ajuns tot așa printr-o muncă de căutare de documentare în a-l selecționa și pe baza CV-ului și pe baza disponibilității lui și a recomandării pe care am primit-o din partea regizorului și profesorului Laszlo Bocsárdi pentru a semna a pune semnătura regizorală pe acest text. Textul se numește Fete și băieți, Boys and Girls, este un text scris de către Sânziana Koenig, iar prima lui formă de reprezentare a cunoscut-o la Centrul Educațional Replica din București în 2017. Așadar, propunerea noastră pentru ceea ce înseamnă perioada septembrie-decembrie 2023 în cadrul liceelor timișorene, se vor susține un număr de 10 reprezentații, chiar în sălile de clasă, iar spectacolul acesta va avea o modalitate de desfășurare prin sesiuni de întrebări și răspunsuri, la care vor participa activ atât elevii claselor unde se vor susține reprezentațiile, cât și profesorii sau psihologi, echipa artistică secundată de către regizor sau consultanții de specialitate pe care avem în cadrul proiectului. Ne dorim ca munca aceasta să debuteze, sub cele mai bune auspicii. De ce? Pentru că a angrena, să zicem, mai mulți actori și mai mulți producători și realizatori artistici într-un interval de timp foarte, foarte scurt pentru a avea un produs artistic și mai ales într-un context în care ești câștigătorul unui proiect, acest lucru ne onorează și în același timp ne și obligă. Iar pentru a da să spun așa, o explicație în ceea ce privește viitorul proiectului, ne dorim ca în partea a doua asta, junii 2023-2024, spectacolul să fie inclus în repertoriul Teatrului Clasic Ioan Slavici și practic să aibă o reprezentare și în liceele arădene, de data aceasta cu o distribuție formată exclusiv din actorii noștri și, bineînțeles, să aibă o viață îndelungată.
Spuneam și vorbeam noi că aveți în pregătire sau veți avea în pregătire mai multe premiere sau... Da. De o premieră știu sigur că am vorbit, mi-ai spus, dar poate aveți mai multe pentru toamnă. În primul rând, suntem înainte de debutul la munca unui nou proiect, și anume Visul, un titlu adaptat după Visul unei nopți de vară de William Shakespeare, în care regizorul angajat al teatrului Cristian Ban, împreună cu o echipă artistică formată din tinerii actori ai trupei și nu numai, o echipă de 11 actori, vor susține o formă adaptată a textului shakespearian. Repetițiile vor debuta la începutul lunii iunie și premiera va fi undeva în 4-5 noiembrie. De ce spun asta? Pentru că, așa cum tocmai am amintit, în luna august se va lucra la proiectul de care aminteam, dedicat Timișoarei, Capitala Europeană a Culturii. Cum de asemenea, în data de 6 iunie vom începe munca la un alt proiect care se numește Ținutul din miezul verii, sub bagheta regizorală lui Dumitru Acriș, un text, hai să spunem, de o teatralitate și de o substanță deosebită, având în vedere relațiile atât de profunde din cadrul unei familii, încât ne-a făcut să credem că este o bună ocazie pentru a pune la o probă artistică și la un moment în care să-și măsoare valoarea o bună parte din echipa artistică a teatrului, unde vom regăsi actori de referință ai teatrului clasic Ioan Slavici în niște partituri deosebite. Așadar, deja fac o invitație ca undeva în 20 septembrie 2023, odată cu deschiderea oficială a stagiunii noastre, acest spectacol să fie vizionat de către public, pentru că, în primul rând, teatralitatea, dramatismul, realismul acestui text, unde actori precum Meryl Streep sau Julia Roberts au făcut realizări absolut notabile, performanțe actoricești deosebite în filmul cu același titlu, și de asemenea spectacolul acesta a căpătat viață sau s-a născut și la Teatrul Mic din București în urmă cu 6 ani de zile, pentru care a fost o opțiune pentru noi să alegem această variantă pentru a fi jucat la Teatrul Clasic Ioan Slavici. Vom mai avea în pregătire și un alt spectacol, Jocul de-a Vacanța. O să avem bucuria să ne întâlnim chiar cu o regizoare care va deschide Festivalul de Teatru Nou din acest an. Este vorba de Diana Mititelu, care a obținut premiu pentru debut cu spectacolul Jocul în curtea din spate, premiul unitar pentru debut, în urmă cu mai mulți ani, o producție a Teatrului de Stat din Constanța. Iar ultima sa producție importantă a fost la Teatrul Lucia Sturza Buranda din București, cu spectacolul Măsură pentru Măsură de William Shakespeare. Iată că aveți un program plin, atât în perioada următoare, cât și la vară, la toamnă. Nu pot să închei înainte să te rog să îmi mai inviți odată oamenii la teatru, nu doar la Festivalul Internațional, la spectacolele care se joacă la Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad. Da, suntem deosebit de bucuroși că putem astăzi, într-o revenire la normalitate, să fim pentru voi, să creăm momente de bucurie, emoție și chiar de contemplație. Atunci când discutăm despre spectacole, nu de teatru filozofic, ci de teatru care îți scot la iveală realitățile vieții și de asemenea bucuriile vieții, suntem bucuroși că putem să stârnim emoție și să creăm un alt fel de simțire atunci când sunteți în sările noastre. Și să nu uitați că noi, actorii teatrului din Arad, suntem aici pentru a susține spectacole importante și chiar valoroase pentru voi, cei care seara de seară, atunci când avem programate spectacole, ne călcați pragul, și vă invităm să fiți în continuare alături de noi și să spuneți mai departe că Teatrul din Arad chiar produce spectacole de calitate care sunt demne de a fi văzute. Mulțumesc tare mult, Bogdan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și că m-ai adus aici, ți-am spus, n-a fost niciodată aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și astăzi, să ne revedem cu bine săptămâna următoare.